Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi o să vă prezint o aplicație pentru protejarea imaginilor și anume BytScout Watermarking Lite. Pentru a descărca această aplicație, căutați pe Google BytScout Watermarking Lite sau faceți click pe linkul de descărcare din subsolul acestui articol. Într-un final veți ajunge pe următoarea pagină. Nu aceasta. Mergeți în josul paginii și faceți click pe Download Watermarking Lite și din această listă alegeți Watermarking Lite 1.50, click pe Direct Download, îl salvăm pe desktop de exemplu, eu deja l-am salvat, faceți click pe Save și așteptați să descarce. Să închid browserul și trecem să-l instalăm acum. Acesta e kitul de instalare. Putem alege dintre mai multe limbi, dar limba română nu este prezentă. Pasul următor. Aceștia sunt termenii de licență pe care vă recomand să-i citiți. Apoi mergem la pasul următor. Câteva informații despre această aplicație. Apoi mergem mai departe. O să o instalez în program Files, BytScout, Watermarking Lite. Mergem mai departe. Aici nu e nevoie să schimbăm nimic. Și nici aici nu e nevoie să schimbăm nimic. Prima opțiune, dacă o lăsați bifată, va crea o iconiță de shortcut pe desktop. Iar această opțiune, Add Watermark using BytScout into right-click menu for images, înseamnă că veți putea adăuga un watermark printr-un simplu click dreapta pe imagine. De exemplu, aceasta e imaginea. Când fac click dreapta, va apărea opțiune să pun watermark. Exact în acest meniu. Lăsăm așa și o lăsăm să se instaleze. Aceasta a fost instalarea.